Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la agenda ta de sănătate, aflăm cum putem scăpa de constipație cu ajutorul remediilor naturiste. Adesea luăm în râs constipația, deși nu este nimic de râs. Când nu putem merge la baie câteva zile la rând, ne simțim umflați și nefericiți. Încercarea de a avea scaun zi de zi poate duce de asemenea la probleme mai serioase, precum hemoroizii sau chiar prolapsul țesutului rectal, adică ieșirea acestuia în afară. Indiferent de vârstă, neplăcerile provocate de constipație sunt printre cele mai frecvente în rândul populației. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că oamenii au o alimentație incorrectă. Consumă o cantitate mare de produse alimentare, așa zis moderne, lipsite de elementele nutritive necesare pentru o digestie sănătoasă. În compoziția acestor alimente se află puține fibre, puține componente naturale, dar în schimb conțin o gamă largă de materii prime rafinate, substanțe toxice, coloranți, îndulcitori artificiali și alte euri. Constipația nu trebuie deloc neglijată, deoarece este un factor favorizant pentru foarte multe afecțiuni, îndeosebi pentru cancerul de colon. De aceea este bine să o tratăm cât mai repede și să o prevenim cât mai mult. Alimentația haotică, săracă în fibre, consumul redus de apă și lipsa de mișcare sunt cei mai importanți factori care declanșează și mențin constipația. Deși supărătoare, constipația este una dintre problemele digestive de multe ori neglijată, deoarece mulți dintre noi avem impresia că ritmul proceselor metabolice este foarte diferit de la o persoană la alta. Astfel, unii consideră normal să aibă un scaun la câteva zile. Timpul de tranzit al alimentelor în tubul digestiv este de maxim 24 de ore. Astfel, este normal să avem 1 până la 3 scaune pe zi de consistență normală. Chiar și un scaun la 2 zile este în afara normalității, doar dacă nu mâncăm o dată la 2 zile. Estimativ, între 40 și 60% dintre adulții în vârstă au o problemă frecventă cu constipația, deși nu trebuie învinuit procesul de îmbătrânire. Este ceva ce ține de îmbătrânire. O activitate fizică diminuată afectează regularitatea scaunelor. În plus, poate fi un efect secundar al unor medicamente pe care mulți adulți de vârstă înaintată le iau, explică specialiștii. Spuneam că unul dintre factorii cei mai importanți ai constipației este dieta. Alimentația bogată în fibre, precum fructele și legumele crude și cerealele integrale, ne ajută să avem un scaun regulat. Este esențial de asemenea să bem suficiente lichide. Fibra reține apa în intestine, amestecând-o cu scaunul care devine mai moale, spun specialiștii. Dacă alimentația conține multe fibre și lichide și tot nu avem scaune regulate, atunci constipația poate fi cauzată de medicamente, precum analgezice narcotice, antidepresive, antiacizi care conțin aluminiu, medicamente pentru hipertensiune arterială, boala Parkinson și suplimente de fier. Sau de lipsa de exercițiu fizic, ignorarea constantă a nevoii de golire a intestinului. Boli precum diabetul sau o glandă tiroidă hipoactivă, hipotiroidism. Laxativele pot părea cea mai rapidă și mai simplă soluție pentru a avea scaun normal, dar nu sunt o idee bună, ne spun specialiștii. Dacă treceți direct la laxative stimulante, există riscul să deveniți dependenți fizic de ele, avertizează aceștia. Înainte de a lua orice laxativ, încercați unul din aceste sfaturi privind dieta și stilul de viață pentru a trata constipația. Hidratați-vă, beți cel puțin 4 până la 6 pahare de lichide în fiecare zi. Apa și sucurile de fructe sunt modalitatea cea mai bună pentru a împiedica instalarea constipației. Limitați băuturile cofeinizate, precum sucurile și cafeaua, care pot elimina mai multe lichide din corpul vostru. Creșteți cantitatea de fibre consumată. Încercați să mâncați cel puțin 25 de grame de fibre zilnic. Printre alimentele bogate în fibre se numără varza de Bruxelles, merele, smochinele,
cerealele integrale și fasolea neagră. Cele mai bune surse de fibre sunt mazărea, fasolea neagră, anghinarea, zmeura, cerealele integrale, pudinca de ovăz, merele, varza de Bruxelles și smochinele. Carnea și produsele de origine animală nu conțin fibre deloc. Începeți-vă ziua cu un bol de cereale cu lapte vegetal sau vă faceți o salată de fructe cu semințe de in, floarea soarelui, cânepă sau dovleac. O altă soluție la îndemână sunt semințele de in, neapărat măcinate, care sunt bogate în fibre și acizi grași omega-3 și ale căror efecte benefice pentru inimă și sistemul circulator au fost deja demonstrate. Deși au multe indicații, semințele de in sunt benefice în primul rând pentru colon. Fibrele din ele se umflă și creează un mucilagiu cu efect antiinflamator asupra colonului, dar care este și un excelent reglator al tranzitului intestinal. Puteți adăuga 2-3 lingurițe de semințe de in măcinate în iaurt vegetal, în cereale cu lapte de migdale, în shake-uri de fructe sau chiar în salata servită la prânz. Consumați o cantitate suficientă de apă alcalină. Este recomandat să consumăm măcar 2,5-3 litri de lichide zilnic, în mare parte apă alcalină, necarbogazoasă. O soluție salvatoare constă în începerea fiecarei zile cu 2 pahare de apă călduță, în care se stoarce sucul de la o lămâie. Atenție, apa rece poate avea efect invers. În tratarea constipației este foarte importantă și mișcarea fizică regulată. Faceți sport de minim 3-4 ori pe săptămână. Mișcarea are un impact pozitiv asupra organelor interne. Îmbunătățește alimentarea cu sânge a întregului organism. Reactivează intestinele și stomacul, pune limfa în mișcare și detoxifică organismul. Curățați-vă intestinul. În zilele noastre, alimentația sănătoasă este promovată pe toate canalele. Cu toate acestea, conceptul curei de curățare a intestinului este corelat cu diete drastice sau cure de slăbire, reducând astfel efectul benefic și sănătos al acestei practici. De multe ori și cei care au un stil de viață sănătos uită faptul că manevrele regulate de curățare a 5 pași ca să scapi de constipație definitiv intestinul sunt foarte importante din punct de vedere al sănătății tractului intestinal. Fecalele se elimină mult mai greu dintr-un tract intestinal murdar. Astfel se formează foarte ușor un scaun tare, care poate duce la apariția hemoroizilor. Astfel, situația se poate agrava și apar alte complicații. Folosirea unei cure de curățare poate să ne ajute să prevenim constipația. Astfel, să eliminăm din corp toate substanțele toxice care s-au depus în sistemul digestiv ca urmare a aditivilor alimentari moderni. Cura de curățare a intestinului nu numai că elimină deșeurile din intestine, dar și tratează balonarea frecventă, elimină paraziții, eliberează organismul și redă vitalitatea corpului. În ce constă curățarea intestinului? Este o practică întâlnită din cele mai vechi timpuri, când se făcea prin metode empirice ingenioase. Astăzi este mult mai simplu de făcut și este vorba de clisme cu ceaiuri medicinale. Clismele ajută la eliminarea resturilor întărite de pe pereții colonului și ajută la eliminarea plăcii mucoide, un mucus aderent pe pereții colonului care perturbă absorpția alimentelor și peristaltismul intestinal și care este cauzat de o alimentație incorrectă. Folosiți remedii naturale împotriva constipației. Apa călduță cu lămâie este unul dintre cele mai simple și cele mai eficiente remedii. Începeți-vă fiecare dimineață cu un pahar de apă caldă cu lămâie. Consumul anumitor fructe. Consumați cât mai des caise, prune, pere, smochine și nuci. Toate sunt surse bune de fibre solubile care se transformă în gel când ajung în intestin, ajutând astfel la înmuirea scaunului și la eliminarea lui. Folosiți laxative naturale. Laxativele naturale se bazează în general pe câteva plante: sena, crușin, soc și psilium. Semințele și tărâțele de psilium sunt foarte eficiente și foarte folosite. Iată un exemplu.
adăugați o linguriță sau două de psyllium într-o cană cu apă caldă. Lăsați la infuzat 2 ore, adăugați lămâie și miere după gust și beți conținutul. Adăugați exerciții de inspirație-expirație cu umflarea abdomenului, aproximativ 100 pe zi. Prin această metodă, diafragma masează organele interne și ajută la eliminarea zăcămintelor din intestine. Asigurați-vă că aveți scaun zilnic. Cu cât scaunul rămâne mai mult în intestine, cu atât devine mai tare și mai dificil de evacuat. De aceea este important să golim în mod regulat intestinul, spun specialiștii. Deoarece refluxul de golire funcționează mai bine după masă, pacienții trebuie să ia micul dejun, după care să meargă la toaletă și să stea acolo 10 minute. Încercați să nu vă forțați. Efortul în momentul defecației ar putea cauza hemoroizi, fisuri anale, fisuri ale pielii din jurul anusului sau prolaps rectal, atunci când o parte din peretele intestinului iese afară prin orificiul anal. Adăugați mai multe fibre și lichide în alimentație sau încercați un laxativ care vă face scaunul mai moale, astfel încât eliberarea intestinului să aibă loc mai ușor. Dacă pur și simplu nu reușiți să aveți scaun și vreți să încercați un laxativ, începeți cu cele de tip osmotic. Discutați cu medicul de familie pentru a vă recomanda medicamentul. Laxativele osmotice nu sunt atât de dăunătoare și au rezultate bune, spun specialiștii. Ele acționează ușor, aducând apa în intestine și făcând scaunul mai moale și mai ușor de trecut. Un studiu publicat în Jurnalul Asociației Medicale Canadiene a arătat că laxativele osmotice sunt cel mai eficient tip de laxative pentru adulții în vârstă. Dacă ați încercat totul și tot nu aveți scaun regulat, mergeți la medic care va evalua problema. Faceți-vă imediat o programare sau mergeți la urgențe dacă aveți oricare din simptomele unei obstrucții intestinale, cum ar fi durere abdominală, vărsături, abdomen mărit de volum sau absența completă a scaunului și eliminării de gaze. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!